Sunt foarte bucuros să asist la un alt moment de consolidare a parteneriatului de Lockheed Martin și Aerostar între Derco, o subsidiară a Lockheed Martin. Și la NATO suntem foarte interesați să realizăm două lucruri simultan. Unu, să extindem baza industrială de apărare la nivelul tuturor țărilor din NATO și pentru asta am adoptat la Vilnius un plan de acțiune pentru producție industrială, militară, pe care sper ca și țara mea, România, să beneficieze din plin. Iar a doua componentă de care mă ocup nemijlocit este aceea de a crea un ecosistem de inovare pentru industrii cu dublă utilizare civilă și militară, în care de asemenea doresc foarte mult ca țări mai nou venite în alianță, inclusiv zona noastră și România, să poată fructifica. Eu cred că ceea ce ne face să fim încrezători în viitorul industriei de apărare și de dublă întrebuițare în România este că Aerostar a reușit. Este o companie de elită, un colectiv de elită și cred că ceea ce au făcut și alți aliați, cum e cazul Poloniei, cred că Aerostarul este un punct de sprijin obligatoriu pentru un mare cluster de industrie aeronautică și aerospațială. Aici, evident, și experiența din zona Brașov-Ghimbav, de la București, de la Craiova, credem că acest lucru poate să devină o parte a renașterii industriei de apărare românești. Și încă o dată vreau să felicit conducerea și toți salariații, și toți inginerii, și toți muncitorii de aici, de la Aerostar, pentru că știu că nu a fost ușor să rezistați în acești ani. Sunt foarte optimist cu privire la anii care vin și sper din toată inima să vedem aici, în Bacău, în jurul Aerostarului, crescând acest hub, acest cluster de industrie aerospațială de vârf, și cred că suntem aici de-abia la începutul unui drum și mai frumos pentru această companie de vârf a României și a NATO. Domnule Geană, într-un alt registru, vă veți anunța cumva vizita precede cumva un anunț la candidatura pentru președinția României? Nu, sunt nicio formă. Sunt aici în calitatea mea oficială. Când vizitezi țări aliate și în particular țara mea, România, încerc să încurajez această renaștere a ceea ce înseamnă industrie, ceea ce înseamnă locuri de muncă bine plătite, ceea ce înseamnă industrie de apărare și nu amestecăm niciodată lucrurile. Am o treabă de făcut la NATO în continuare și sunt aici exclusiv pentru acest scop. Există posibilitatea ca în viitor să fie o bază NATO la Bacău? Sunt lucruri diferite. Bazele militare și prezența NATO în România sunt semnificative. Salut ce s-a întâmplat la Fetești luni cu hub-ul F-16. Voi vizita și unitatea militară de aviație de aici, din Bacău. România este protejată de NATO și ne facem datoria pentru a putea să facem acest lucru. Ceea ce trebuie să facem mai bine, pentru că pe partea de NATO suntem acoperiți din punct de vedere militar, este să putem să avem baza industrială pentru apărare. Și cred că acesta este exemplul pe care Aerostarul dă. Încă o dată vreau să vă zic și autoritățile locale și parlamentarii din regiune care fac o treabă admirabilă. Și încă o dată, Aerostarul arată că se poate face tehnologie și industrie de vârf, de ultimă generație, cu partenerul american, în speță Lockheed, dar și cu Thales și cu alți aliați europeni. Este, cred eu, un exemplu de succes care poate fi emulat și, sper eu, adaptat și în alte părți ale țării și în alte părți ale alianței noastre. Păi, am rămas cu o întrebare, cum v-ați suspendat. Excludeți o candidatură din partea unui partid? Exclus să vă dau un răspuns astăzi. Astăzi, doar astăzi, da? Mulțumesc mult!